Salut tuturor, meu nume este X-Lader și bine v-am găsit la un nou episod din Rush Wars. De data aceasta s-a lansat jocul la 11 dimineața. Deocamdată sunt pe versiunea de iOS, după cum vedeți am aici un telefon în mână, nu mai am nici baterie așa mult, așa că nu uitați să apăsați butonul de like pentru jocul Rush Wars. S-a lansat pe Android, s-a lansat pe iOS, din păcate eu n-am reușit să-l fac pe Android să meargă cu tot felul de emulatoare, am încercat, poate voi îl face sau se găsește o altă soluție până apare un nou gameplay. Pe spate aici, pe fundal, avem o imagine de Clash Royale pentru că n-am un overlay deocamdată făcut. Așa că o să facem un mic gameplay cu jocul acesta. Este gratis, s-a lansat doar în 3 țări, după cum vă spuneam, Australia, Noua Zeelandă și Canada. Ca să intrați de pe iOS trebuie să vă schimbați regiunea pe Canada sau pe altă țară din astea 3. Iar pe Android este mai greu cu VPN-uri, cu chestii, așa că nu știu cum să vă spun să-l instalați. Abia am reușit, 3 ore am stat să îi dau de cap cum se face pe Android, a fost foarte greu, nu mi-a acceptat țara, nu mi-a acceptat lucruri. Așa că rupeți butonul de like, încurajați-mă să continuăm cu jocul acesta, hai să vedem, jucăm pe telefon, mă voi uita în mare parte jos pentru că am telefonul în mână. Așa că haideți să punem aici trupele astea. Deci ca un fel de Clash Royale în mare parte. Deci pui trupele în mare parte pe tile-urile astea, pe pătrățelile astea. Dai start și se bat cu ale lor. Habar n-am cum merge, este de pe telefon, băieți, este doar un episod de test. Dacă place jocul și îl admirați și doriți să fac un tutorial cum am făcut eu pe iOS, îmi spune și vedem. Și adunăm iconițe din astea. Eu mă uit mai mult pe ecran că se vede mai mișto, aici se vede prea mic, nu sunt obișnuit cu mobile gaming. Flawless victory, adică nu mi-a dat niciun damage. Ne dă un chest cu cheie. Hai să o deschide, să vedem cum se deschide. E ca un fel de Clash Royale și habar n-am. Mi-a dat un pitcher din ăsta. Așa, mergem home. E prima oară când merg home, vedeți că scrie acolo. Așa, aici este casa mea. Avem gold-ul, e ca la Clash Royale. Mare parte, designurile sunt luate după Clash Royale. Hit de atac, sar ușile în sus. Hai să vedem, atac. Așa, și ce facem? Așa, și pe ăsta. Și atac, hai să vedem. Și pleacă helicopterul era să zic. Pleacă helicopterul și mergem altundeva, ia să vedem. Punem pitcheri, punem de ăștia. Iar aici în spate niște pitcheri. Habar n-am, vor fi strategii din ăștia. Să pui în spate, să pui în față. Eu mă uit pe ecran mai mare, că îmi place mai mult să mă uit. Acțiunea aici, din păcate, e facecam-ul meu pus, n-am avut unde să-l pun. Și vine ăștia și sunt niște butoaie acolo, ia. Aruncă. Să vedem dacă reușesc, nu cred că reușesc aia, dau damage, iau aia. Am luat o steluță, mai trebuie să mai așa, hai aruncați, aruncați. Ce mișto aruncă. Se pare că nu trebuia să le pun pe astea în față și pe aia în spate. Dar în sfârșit, este un tutorial, n-ai treabă cu el. Nu jucăm cu niciun jucător. Așa, cam ăsta e primul episod, să zicem așa. Dacă doriți să fac live, îmi spuneți în comentarii. Mai deschidem o cutiuță. Mamă, o mașinărie de asta. Habar n-am ce faci cu ea, o arunci probabil din cer. Și aici e casa ta. Habar n-am ce trebuie să faci aici. Sunt niște cărți aici. Atac. Văd că mă pune mereu să fac atac aici. Așa, și punem aici. A, să faci un deck, mă. Și atac. Și acum ne învață să folosim mașinăria aia. Poate e enervantă la spate de la Clash Royale. Mai bine lăsăm negru sau ceva. Hai să vedem. Deci, airdrops can be used to take out a group of enemy. Let him have it. Hai să vedem. Așa, și o iau și o pun aici. Deci așa, e ca un fel de fireball ăsta. Hop. Și a sărit în sus. Și acum, deci ăștia în față. Așa, și ăștia în spate. Așa zic eu, că ăstea stau pe loc. Aruncă și după aia trag ăștia. Așa, mai bine are șezarea. Acum să ducă ei acolo. Habar n-am. Așa, să duce până boschez. Mai e decât una. Asta una ar trebui să rezolve. Dar nu poți să dai, să derulezi jocul. Habar n-am. Bă, seamănă cu Clash Royale-ul, combina cu Clash of Clans. Nu știu ce să zic. Dacă o să prindă la public așa mult ăsta.
Mai deschidem un chest. Am mai luat un d-asta cu shield. Hai să mergem. Așa, acum ne arată inventarul. Putem să avansăm ăștia. Ca de obicei, voi știați asta, că putem să-i avansăm. Apare ca la Clash Royale, nu e nimic schimbat. Asta e fereastra de la Clash of Clans. Nu știu dacă am făcut bine că am pus aia cu Clash Royale pe spate, mă rog, mai bine puneam o imagine albastră sau ceva. Habar nu am. Așa, și mai avem pe ăsta. Preview. Ce înseamnă preview? Ah, să te uiți ce faci. Ok, am înțeles. Am făcut level 2. Așa, ne-a dat niște gemuri. Acum hai să ne uităm pe aici cu atacul. Așa, putem să upgradăm casa. Ok. Așa, dăm previous, dăm next aici, ne uităm. You have a chopper head. Upgrade it to carry more troops. Aha, să upgradăm avionul. Ca să putem căra mai multe trupe. Să care 5 trupe. Și acum ne uităm aici, nu? Așa, troops, commanders, defenses. Dăm aici la atac și cărăm 5 astea. Dar n-avem 5 trupe. Așa. Comandanți n-avem niciunul. Probabil astea sunt legendare. Habar n-am ce e aici. Le-am, astea sunt. Le-am, doi din ăștia și unul din ăla. Ok, atac. Uitați, s-a urcat în avion, pleacă avionul. Acum suntem pe area 51. 50, area 54. Habar n-am ce memuri sunt astea. Hai să vedem. Deci, așa, văd că l-a dă cu agheu. Punem aici ăștia. Așa, aici. Așa, hai să-i dăm drumul, start. Și pot să dau cu flacără în caz de ceva. Hai să vedem, astea sunt trupele mele. La atac, băieții mei! Dă-i de ei, așa, aruncă, frumos aia în spate acolo. Bă, pare interesant jocul. Hai să-i dăm cu mașineria în capăt pe ea. N-a făcut nimic mașineria, îmi pare rău. Aia e ca un fel de spawn... Ops. Cred că asta nu trebuie să întâmple. X Slay Dar. L-am luat! Gold mine expired. Și ce faci cu ea? Ok, hai să vedem. Pe unde e? Aici? Aaaa, să protejez eu baza mea. Am înțeles. Ok, și? Așa. Nu o trimesc nicio notificare. Iată, cocoș! Ce dracu' e ăsta, mă? Așa, hai să vedem. Avem aici, ca la Crash Brawl Stars, multe chestii. Shop-ul, care e shop-ul? Ăsta? Nu. Ăsta? Fine Team, acolo se găsește echipă. Care e shop-ul? Ăsta e shop-ul? Ăsta e shop-ul. Ia uite-le. Ok, am înțeles. Hai să dăm un atac. Hop, hop. Hop, hop. Și dă-și-te așa. Și să ne luăm și... Ale shop. Ce dracu, mă? Tac, așa, și după aia mașineria asta și comandanți n-avem. O, ne costă 2 gol ca să atacăm. Hai să vedem. Voi apărați. Spate voi aruncați. Și unul aici. Și voi aici, hai. Start. Trebuie să le protejăm pe alea în spate care aruncă. Vă ducem porumbi. Aruncați. Aaaa! Păi trage ăla cu agheu.
cu mașinărie. Aoleu. Aoleu. Nu! Băi, nu știu, bă, să joc. Nu știu să joc, băieți. Ce fac mai acolo? Și-au distrus să mai am? Ăla cu mașinăria lui, nu știu să-i zic. E prea puternică mașinăria aia. E prea puternică mașinăria aia. Habar n-am ce să-i fac. Probabil că mă voi uita peste 3 luni la video ăsta și o să zic, bă, uite bă ce am făcut. Las squad. Use again. Ei, n-am ce squad să folosesc decât așa. Nu știu băieți ce să zic, chiar nu știu. Mamă, ce are ăsta aici? Holy shit-ul neanu. Cum naiba să le pun, mă? Așa. A luat-o aia, ăla a luat-o pe stânga. Rahat. Păi nu e bine ce s-a întâmplat. Opa. Așa, aruncă fata mea. Aruncă-i în cap, aruncați-vă în cap una la alta. De-aia mea. Ok. Hai mă, că ăsta e al meu. La atac! Și jos acolo frumos. Ok, 3. Asta l-am jucat mai bine. Mi-a mai dat de ăștia. Cannon. Ok. Ca să mai pun trupe, am înțeles. Las-o așa deocamdată. Ia. Bă, ne uităm pe aici să vedem ce mai putem face. Am văzut că aveam un tank nou. Dar aici, unde n-ai văzut tankul ăla? E tankul ăla, mă. Sau... sunte... Da, bă, acum înțeleg eu. Deci ai două squaduri. Un squad de atac și un squad de defensivă. O, mă bag cu oameni. What, 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 what? What? Stai puțin, stai puțin. Deci pe ăștia îi punem în față de tot. Stai puțin. Păi nu îi pot să mai mut? Ba da. Hai să vină pe aici, pe jos, ăștia. Așa, hai. Duceți-vă! Lasă-mă! Cum e Kenan-ul ăla? Vai, mamă! Mamă! Ăla trage cu pișcociu. Nu, mai aruncă una, mai aruncă una. Așa. A mai rămas un soldat. De cât ăla mai era? Păi n-am trupe bune. Nu mai multe de-astea. Mai mulți de-astea și unul de-asta. Tac. Habar n-am, băieți, ce-am făcut acolo. Nu știu să joc, din păcate. Poți să dai next enemy. Wow. Punem așa. Punem așa. Punem așa. Punem așa. Așa, hai. Mamă, cum mi s-a încins telefonul, ești de bun. Așa,
Așa. Aruncați fetele mele, două fete mai am. Aude-le cum arunca. Aude-le cum arunca. Aude-le cum arunca. Aaa, adunăm stele, aha. Atac! Deci așa, punem pe ăștia în față. Punem pe ăștia în spate. Punem pe ăștia aici. Și punem pe ăsta aici. Pe ăsta aici, hai! Decimezi, aoleo, cannonul ăla e cel mai urât. Lucru, aruncă, aruncă, așa, dă-i nero. E gata și ăsta, băieți. Gata. Kawaii! Mamă, cine e ăsta, mă? Opa! Cine este, mă? Felix. L-avem pe ăsta acum. Hai cu ăsta. Haide! Nu mai am gold. Nu ăsta. Ok, avem gold. Upgrade available. Hai să fac update-ul. Ok, hai să ne uităm. Deci, punem pe ăștia prima oară. Punem pe ăștia. Punem pe ăsta. Și pe ăsta ultimul. Și pe ăsta ultimul. Hai! Mamă, cum intrăm acum pe poarta asta? Mort să intrăm. Vrești? Gata, aia a fost. Așa și... Trageți, trageți, trageți. Yes, a rămas unul. Yes! Uite cât are. Voi vă dați seama că ăla o să stea o jumătate de zi să spargă acolo. Deci voi vă dați seama în ce stadiu e jocul ăsta. Deci n-am mâinile pe telefon. Mă scula și pe mine când se întâmplă. Yes, kawaii! Next box. Ok, băieți, cred că aici încheiem și noi episodul. Îmi spuneți în comentarii ce să facem. Îmi pare rău pentru imaginea de fundal din spate cu Clash Royale, dar n-am găsit o altă imagine. Mai bine punem ceva negru, habar nu am. V-am fost X-Lader, vă las, la revedere.